În Vladia, stat aparținând comunei Dragomirești, funcționează liceul cu profil tehnologic de foarte mulți ani. Aici învață, astăzi, în jur de 200 de elevi, elevi ce provin din satele de pe Valea Tutovii, atât din județul nostru cât și din județul Bacău. Cu clădirea este trecută binișor de prima tinerețe, administrația locală a accesat fonduri bănești pentru modernizare. Dar, haideți să-l ascultăm pe Dănuț Iacob, primarul comunei Dragomirești. Baiul la liceul Vladia a început din anul 2016. În 2016 am accesat un proiect cu PINAFIR, în care era parte eligibilă era la 500.000 de euro, parte neeligibilă era 100.000 de euro. Am semnat proiectul, am scos la licitație, a venit cu a câștigat constructorul. Când să ne apucăm de lucru, nu am avut avizul ISU. S-a întârziat cu avizul ISU. Și s-a întârziat într-așa fel încât am obținut în 2021, în septembrie, avizul ISU. Ceea ce condițiile de la ce le-a cerut ISU și cu scumpirea materialelor și a manoperii în construcții ne-au dus de la 100.000 de euro parte neeligibilă, ne-au dus undeva acum la vreo 700.000 de euro parte, 600.000 de parte neeligibilă. Mai precis, în lei era atunci 4 miliarde și vreo 500 parte neeligibilă. Acum, bani vechi, acum este undeva la 31 de miliarde parte neeligibilă la liceu. Noi am mai avut o scos la licitație în luna noiembrie lucrările, execuția la liceul Vladia, am trecut prin Consiliul Local proiectul de hotărâre care ne-am asumat parte neeligibilă 1.800.000 de lei, 18 miliarde bani vechi. Toți consilierii le-am expus, am necesitatea de a funcționa acest liceu și consilierii au înțeles și contabilul, speram să luăm împrumuturi prin trezorărie, erau alte metode, vremuri atunci. Între timp nu s-a înscris nimeni la licitație că suma nu a fost atrăgătoare. Am mers la consultanță, la proiectanță, am reactualizat prețurile iarăși din nou și a revizuit toate devizele și am ajuns la suma de 3.100.000 de lei parte neeligibilă. Am propus Consiliul Local, am pus proiect de hotărâre, toți consilierii la avizul negativ a contabilului că nu avem bani, nu la bugetul local, sursa de finanțare trebuia să fie bugetul local și nu să regăsesc acești bani în bugetul local într-o perioadă și foarte scurtă, că trebuie să o terminăm în 2023, trebuie finalizat acest proiect, proiectul de hotărâre a căzut. Fapt ce m-a făcut să fac apel la toți parlamentarii, la toți factorii decizionali din județ, care au o idee, care pot să sponsorizeze chiar liceul Vladia să construiască acest liceu, să ne dea o mână de ajutor. Am făcut între timp demersuri atât la Guvernul României, cât și la Prefectură și la Consiliul Județean, adresă cu devize, cu proiectul de hotărâre care a căzut, motivele care a căzut proiectul de hotărâre și sperăm să vină un ajutor de undeva. Noi sursa o bănuim, sunt două surse care ne pot ajuta, atât de la Consiliul Județean să ne se acorde o sumă anul ăsta și o sumă la anul viitor în care să putem să trecem prin Consiliu acest proiect de hotărâre și cea mai sigură este prin Secretariatul General al Guvernului, prin banii lăsați la dispoziția Secretarului General al Guvernului. Liceul Tehnologic din Vladia este pentru zeci de familii singura opțiune pentru copiilor. Aflată la o distanță de 50 de kilometri de Vaslui, Bârlad sau Bacău, instituția de învățământ este la îndemână pentru cei care vor să treacă prin băncile liceului cu profil agricol. Noi nu avem spațiu suficient pentru elevii de învățământ liceal și profesional. Învață în spații improvizate. Avem o sală în exteriorul clădirii propriu-zise și în Căminul Cultural spații improvizate sunt cam ani de zile de când învățăm în această situație. Nu sunt cele mai propice condiții. Plus că nu avem spațiu suficient de laboratoarele tehnologice ale elevilor și cele de specialitate. Nu mai zic de alte săli, de materiale, de informatică, dar cu greu facem față acestui lucru și suntem nevoiți să cerem sprijin la autoritățile competente. Rămân neșcolarizați dacă nu găsim soluții, în jur de 200 de elevi. Cam 100 sunt la liceu și în jur de 100 sunt la profesional.
Elevii vin din, bineînțeles, din această comună majoritatea, dar și din Plopana, Voinești și în trecut am avut și de la Ivănești elevi. Aria de cuprindere sunt în această zonă. Din cauza posibilităților reduse, ei nu pot să urmeze în alte licee sau școli profesionale, Vaslui, Bacău sau chiar și la Puiești, au acolo elevii lor și posibilitatea de navetă este destul de redusă. Noi vrem din tot sufletul ca acești copii să poată și ei să beneficieze, să urmeze studiile liceale conform regulamentului și a legilor statului, 10 clase sunt obligatorii. Deci, obligatorii, noi trebuie să susținem acești copii. Este dreptul lor. Și facem toate eforturile și demersurile alături de domnul primar, domnul director și cine ne mai poate sprijini. E nevoie de un corp nou la Liceul Tehnologic Vladea? Da, da. Neapărat trebuie făcut, pentru că elevii, v-ați uitat, spus, suntem în cămin, am despărțit căminul cu acest panou de placaj, că era sală mare și suntem înghesuiți aici cu sobă, cu lemne și trebuie, copii mulți, zonă izolată aici, n-au să ducă, părinții n-au posibilitate să-i trimită la alte licee, că cel mai apropiat e Bacău, 40 ceva de kilometri, Vaslui, 40 ceva de kilometri, aproape 60 de kilometri la Bârlad. Și este greu să ducă, să facă. Și sunt copii isteți, sunt copii bine și bine pregătiți. Avem și olimpici pe țară, la agricultură și ar fi păcat să acești copii să n-aibă unde să înveți într-un liceu aici în zona asta. Ce învață elevii de la liceul tehnologic? Horticultură, agricultură, horticultură, agronomie. Deci tot legat e liceu cu profil agricol. Trebuie neapărat un corp de clădiri nou. Copiii au nevoie de un liceu dotat pentru a se pregăti mult mai ușor pentru a avansa în viață. Ei practic ce învață acum? Ce se întâmplă aici? Ei sunt profil agricultură, unități agricole. Eu acum îi țin în locul unei colegii de ale mele. Ei, nu contează, contează faptul că, iată, e un pic de îngrămădeală aici, da. Iar este să înveți în cămin cultură, într-un cămin cultural. Da, este cam un gust. Spațiul, copiii n-au chiar condițiile necesare pe care le merită. Însă sperăm că o să decurgă altfel lucrurile în viitor. Ochii cadrelor didactice, dar mai ales a lui Dănuț Iacob, sunt îndreptate spre Consiliul Județean Vaslui, singura în măsură, spune edilul, să dea o mână de ajutor comunității. Domnule vicepreședinte, liceul Vladea la un pas de a fi închis. Ce ne puteți spune despre această problemă? Bună ziua, dumneavoastră și celor care vă urmăresc. Mi se pare întrebarea... Nu cred că va fi închis liceul Vladia. Știm care este problema liceului Vladia. Domnul primar a fost la Consiliul Județean, am discutat anumite tipuri de a rezolva problema. Am înțeles că au făcut și o ședință de Consiliu Local în care nu a primit un aviz privind această cofinanțare, cofinanțare care trece de 50% și datorată unor lucruri din proiectare. S-a făcut reproiectarea, a trecut timpul, au crescut prețurile și iată că acum avem o cofinanțare mai mare decât finanțarea europeană. Dar lucrurile pot continua. Noi am dat asigurări Unității Administrativ-Teritoriale Dragul Mirești că vom fi alături de ei la acest proiect. În schimb, și Unitatea Administrativ-Teritorială Dragul Mirești trebuie să facă anumiți pași până când ajung să avem discuții în ceea ce privește eventualele rectificări ale Consiliului Județean sau alocări din impozitul pe venit pentru acest edificiu. Au de licitat, au de scos la licitație, au de început implementarea și în funcție de nevoile care se dezvoltă la momentul implementării, vom avea discuții punctuale în așa fel încât lucrurile să meargă mai departe. Există posibilitatea ca Unitatea Administrativ-Teritorială Dragul Mirești să acceseze și împrumuturi. Anul trecut au avut posibilitatea de a accesa un împrumut garantat de statul român.
Trecem peste acest aspect, pentru că ordonanța de guvern a făcut, referire la anul trecut. Vom vedea ce se întâmplă în anul acesta, dar eu consider că trebuie să începem implementarea proiectului, după care să avem discuții punctuale în funcție de modul în care se implementează și nevoile de la un anumit moment, să rezolvăm împreună problemele Liceului Vladea. Liceul Vladea are parte de o implementare pe două exerciții bugetare, deci nu vorbim de un singur exercițiu, așa cum am văzut că s-a făcut apel în Consiliul Local. Noi asigurăm Unitatea Administrativ-Teritorială că atunci când e vorba de fonduri europene, vom fi alături de fiecare unitate administrativ-teritorială care are nevoie de cofinanțare pentru a rezolva aceste probleme, dar, încă o dată repet, trebuie să începem implementarea. Este o concluzie pentru cadrele didactice din la liceu și, bineînțeles, și toți locuitorii de comune. Deci vor fi sprijiniți de către Consiliul Județean Vaslui. Vom sprijini, așa cum sprijinim fiecare unitate administrativ-teritorială care solicită sprijin pentru cofinanțări, având în vedere faptul că au accesat fonduri europene. Deci, în opinia dumneavoastră, Liceul Vladea va continua? Bineînțeles că va continua dacă unitatea administrativ-teritorială va demara acest lucru. Nu sunt eu în posibilitatea de a spune că va continua dacă cei de la unitatea administrativ-teritorială nu vor face acest lucru. Spun doar că, așa cum de fiecare dată Consiliul Județean a fost alături de fiecare unitate administrativ-teritorială în sprijinirea cofinanțărilor pentru a merge mai departe, vom fi alături și în acest proiect.